Adolescenta stătea pe scaunul din spatele autobuzului. La un viraj, pur și simplu a căzut din mașină cu geam cu tot. M-am uitat în oglindă și era ceva jos. Era o persoană căzută, cioburii, n-am știut de unde sunt cioburile, n-am știut că a căzut de la mine din mașină, până nu m-am întors la mașină să văd că nu mai este geamul. Reprezentanții regiei de transport au două ipoteze în acest caz. Prima, tânăra ar fi fost împinsă foarte tare și a căzut cu tot cu geam. Așa s-ar explica și faptul că fetele care o însoțeau ar fi dispărut imediat de la locul accidentului. Când s-a așezat, cea din spatele ei a împins-o. Geamurile care au și culisantă sunt în continuare pe autobuz, deci cauza este foarte clară. Lovit, împins, ceva s-a întâmplat. A doua ipoteză este legată de lucrările superficiale făcute de firma de reparații în urmă cu câteva luni, chiar la geamul respectiv. În februarie anul trecut, acest autobuz a avut un accident chiar în colțul dreapta spate. Noi avem autobuzele asigurate casco, am procedat la folosirea asigurării casco și în urma deschiderii de dosarului de daun, autobuzul a fost reparat, autobuzul a reintrat în circulație. Adolescenta s-a rănit grav și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean cu mai multe răni la cap și la spate. Internată în secția de neurochirurgie cu un traumatism cranian. În prezent se află în secția de terapie intensivă, stabilă hemodinamic, intubată și conștientă. Cazul este investigat de polițiști. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii incidentului. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Autobuzul este în circulație din anul 2002, când a fost cumpărat de regia de transport. Garanția pentru geamul respectiv oferită de servici a fost de 3 luni.